Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un anunț, o declarație, nici nu știu cum să-i spun, făcută de primarul general al capitalei Nicușor Dan săptămâna trecută, care, mă rog, anunță că e nevoie de creșterea prețului parcării în București. Și de locuri, aș zice, dar de locuri n-a zis prea. De fapt, a zis și de locuri. A zis, da? Dar ați văzut că Nicușor e pe creștere? Serios, se vede pe freza lui. E... e foarte tare. E tot mai vizibil. Da. Mă rog, sau altfel spus, încă se vede. Băi, asta cu părul. Eu aștept să văd până unde. Adică... eu cred că ne și trolează acum. Da. Are dar un umor mai special. Să ajungă la o circumferință de vreo 40 de centimetri, să fie... N-a ajuns încă? Cred că a ajuns. Nu. El e matematician, nu? Da. Are alt gen de umor. Da, da. Eu cred că îi plăceau, când era mic, îi plăceau Jackson 5. Exact, da. Și la atunci, de afro. E fan. Bun, revenind. Mie mi-a tras atenția următoarea declarație. Deci, era o discuție, piste de biciclete, nu știu, și l-a întrebat presa, dar de ce nu avem mai multe piste de biciclete în București? Ceea ce e adevărat, sunt, cred că, 20 km cu totul, dar dintre care numai pe Calea Victoriei sunt 3 km piste de biciclete pe care poți să mergi cu speranța că nu o să te calce mașina, că e o bordură acolo. În rest, tot așa, niște dungi trasate la marginea drumului. Și el spune... corect, zice așa, chiar dacă am vrea în momentul de față să facem niște piste de biciclete, n-am avea unde, pentru că sunt mașini parcate peste tot pe prima bandă. Și atunci primul lucru, e corect, și atunci primul lucru este să găsim prin strategia de parcare soluții alternative pentru a muta mașinile de pe prima bandă. Asta este enunțarea problemei. Deci avem această problemă, trebuie să o rezolvăm. După care zice așa, în anul acesta, adică 2021, se înțelege dacă vorbim despre, dacă suntem în același timp, da. Nicușor Dan și cu noi. În anul acesta o să vedeți cu câteva zeci de mii de mașini mai puțin pe prima bandă. O să aflați. Așteptați momentul anunțului. O, o fierb. A spus el. Practic. Nu înțeleg, cum adică... Pe lângă harta aia promisă în stațiile de autobuz, aștept, da, și anunțul acum cu mașinile pe prima bandă. Cum adică? Adică asta e o chestie ce se petrece într-o noapte? Nu se petrece așa într-o noapte, dar spune ce s-a întâmplat cu mașinile de lângă bordură, prima bandă, în multe zone din București. Ce s-a? Inclusiv pe lângă, prin zona Domenii, pe unde mai parchez și eu ca să merg la piață. Ce? Au pus parcare de aia, cu am parcat, semn de la de parcare și că trebuie să plătești. Ah. Iar noi știi bine că nu suntem obișnuiți să plătim nici pentru nimic, da, practic. Și nu suntem, se mai niște parchează. Și nu se mai parchează. Asta nu înseamnă că nu mai parchează nimeni. Nu, deci, asta parchează, nu rezolvă... dar mașinile sunt foarte puține. Adică... asta e altceva. Dar asta nu rezolvă problema pistelor de biciclete. Logic că nu rezolvă. Pentru că vor mai parca oameni, sigur, nu o să mai parcheze atâția. Ba nu, o să înceapă să plătească și o să parcheze la fel de mult, sunt convins. Atunci, pistele de biciclete. Ideea e că dacă, nu știu, cu banii ăia fac ceva. Ce astfel încă, nu știu, habar n-am. Păi nu, problema este, ca să faci piste de biciclete, trebuie să dispară mașinile de pe prima bandă. Și asta spune el. O să vedeți cu câteva zeci de mii de mașini mai puțin pe prima bandă, o să aflați, așteptați momentul anunțului. Deci sună așa ca debarcarea din Normandie, da, știi? No, puțin, adică dacă începe lucrarea, începe lucrarea, iartă-mă. Da. Începe o lucrare acolo și vine Georgel și spune nu mut mașina de aici? Sau că nu înțeleg? Ce lucrare? Că zice zeci de mii, așteptați momentul anunțului. Deci, practic, într-o noapte vor apărea, vor debarca buldozere și se va face anunțul, cine nu ia mașina acum va fi luat cu lopata. Cine nu e gata, luăm cu lopata. Nu înțeleg ce urmează să se întâmple astfel încât să dispară la un anunț, că așa se presupune, nu? Face un anunț și dispar zeci de mii de mașini de pe prima bandă, da. Nu? Da, nu-mi dau seama. Da, foarte ciudat. Metoda asta îmi lipsește, bulldozer sau ceva. Și și prețul parcărilor, că vorbeam de prețul parcărilor cu aplicația Am Parcat, am plătit și eu. Ai văzut, e simplu. Mi-am descărcat aplicația, sigur, am plătit un loc de parcare de două ori până m-am lămurit cum se face și bine, centru, 10 lei și ceva. Nu e pentru toată lumea. Te-a încântat mai mult că îți descarci aplicația. Vlad, când își descarc o aplicație, da, ca un copil, e sărbătoare. Dar aș vrea să vă spun că... îl plăti orice dacă ar avea, da, aplicația. Da, da, da. Stai, mai ziceți voi până găsesc eu câte aplicații de parcare pentru București am eu. Na. Hai, pe mai vorbiți. Trebuie. El nelocuind în București. Da. Zice iar așa. Eu care, da, mă, sunt, da, bucureștean, eu dacă nu găsesc un dude cu aia să-i dau 5 lei, nu mă simt bine, nu vreau nicio aplicație. 5 lei? 10 lei. Deci no, am așa. Da. Parking București. Am parcat și după aia mai am E Parking. E? Da, Y Parking. Ăsta nu știu dacă e din București. Și mai am una, stai, T Park. Și mai am și BPay. Toate astea sunt din București. BPay cred că pot să-mi cumpăr bilete de autobuz.
cu ea. Fiind un operator frecvent. Eu nu înțeleg cum de nu se blochează telefonul la aplicații inutile. Și a luat telefon de la cu 4000 de giga spațiu. Da. Dar știi că am și portofel electronic pentru mers cu autobuzul? Nu. Da. Da, când ai mers ultima oară cu autobuzul? Am mers în urmă cu ceva timp. Că nu exista portofel electronic, dar i-a plăcut ideea de portofel electronic. Pe vremea când încă se... Composta biletul. Cu... Nu. Am mers cu autobuzul și am mers și cu tramvaiul. În acea zi. Abonament ai? Păi este ăsta, portofelul, nu știu ce. Portofelul electronic. E un fel de abonament? Da, sau nu doar știi? Plătești călătoria? Tu nu mergi cu autobuzul? Nu merg cu autobuzul. Vezi, mă, eu de la țară vin și am bilet de autobuz. N-am unde tu... să merg cu autobuzul. Portofelul tu. Electronic înlocuiește tichetul, George. A, da. Eu un deci card așa și pui bani pe el și îți trage la fiecare călătorie, dai cu el în dreptul unui... Deci nu e abonament. Senzor? Plătești călătoria. Da. Asta da. Voiam să aflu. Știi că am întotdeauna un dubiu folosind atât de rar portofelul ăsta electronic, care e un card. Acolo, când te apropii de taxatorul ăsta, wireless din autobuz... Îți piuie. Da, trebuie să... Asta nu-ți fie double check? Și eu nu știu dacă piuie că nu mi-a luat banii sau piuie că mi-a luat banii și sunt ok. Da, e destul de dubios piuitorul ăla. Da. Și pe mine m-a indus în eroare de câteva ori. E cam ciudat. Da, și vrut să fiu acolo, să veni controlorul, să-ți spună că nu. Băi, eu arăt aplicații, arăt portofelul, am bani. Șeful 6 aplicații și două portofele electronice. Da, n-ai taxa niciuna, n-ai nimic, le-am. Ele m-am încurcat în ele. Banii sunt aici. Da. Ia banii, ia-i tu dacă poți. Da. Bine. Da, asta nu, nimic. Tu să taci, că n-ai nici portofel. Vestea bună e asta, că se eliberează prima bandă. Nu. Vestea bună este, nu e nicio veste, este că va fi un anunț că se vor elibera. Se lucrează. Noi să așteptăm. Eu chiar sunt curios. Pe mine m-ar impresiona dacă aș vedea o dată pentru totdeauna prima bandă de pe Calea Moșilor, de exemplu, de blocat. Acolo există doar două benzi și se parchează în neștire. Eu am mai spus asta. E atât de simplu să faci bani în orașul ăsta că îi se plâng. De exemplu, domnul Nicușor Dan s-a plâns că a rămas cu datorii de la doamna Firea și e complicat. Dacă e niște studenți de la poliție și îi pui pe câteva bulevarde din București, adună sute de mii de lei într-o săptămână, din amenzi. Exact. Asta... Deci se parchează cu o nonșalanță pe bulevard, de se pun avariile și oamenii își văd de treabă. Băi, nu există. Și am văzut poliție trecând pe lângă ei. Nu se întâmplă absolut nimic, practic. Mi se pare fascinant. Acum o să devenim teribil de nepopulari. Da, așa e. Dar în orice oraș de pe acest continent, dacă parchezi unde este ilegal, în 5 minute apare un polițist care spune un tichet corect, în parbriz. Da. Nu există în orice oraș. Bunit, am văzut eu la Viena. În 2 minute au venit și au și ridicat mașina. Parcase, opusese... Păi nu. Opusese pe avari într-o stație de autobuz. Când era cu ridicat, fiind cointeresați niște inși, și la noi se ridicau fulgerător, că făceau unii foarte mulți bani. Da. Dar nu asta era ideea. Ideea e de letată amendă. Da. Nu plătește nimeni. Adică nu se dau amenzi. Și dacă întrebi, răspunsul e, păi, da, nu plătește nimeni. Băi, lasă, nu plătesc toți. Bă, da, o bună parte plătesc. Adică... Poți schimba legislația. Dincolo de asta, ar trebui să avem și niște parcări. Cred că și asta a rezolvat un pic. Păi, nu există niciun oraș mare din lumea civilizată în care să fie câte locuri de parcări, câte mașini. Nu există. Oamenii sunt încurajați să folosească transportul în comun, tocmai pentru că nu pot fi făcute. Unde să faci 2 milioane de locuri de parcări? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.